Alianța Liberalilor și Democraților Olt este una dintre organizațiile județene care, în urma alegerilor locale, a înregistrat rezultate foarte bune. Acesta a fost și unul dintre motivele care au prilejuit vizita de astăzi a celor doi președinți ai partidului. Organizațiile meritoase, ca să fiu foarte clar, le sprijinim prin prezența noastră. Vreau ca rezultatul de la alegerile locale să-l reconfirmăm acum cu ocazia alegerilor parlamentare. Sunt convins că prin mobilizarea pe care au realizat-o după alegerile locale vor avea un rezultat care să satisfacă toți membrii de partid și să pună ALDE, așa cum ne dorim și noi, nu numai în județul Olt, ci la nivel național, să statueze ca fiind cea de-a treia forță politică. Ajunși la Slatina, cei doi au făcut o vizită și la societatea slătineană specializată în producerea pistoanelor auto și a seturilor motor, acolo unde au avut o amplă discuție pe tema susținerii firmelor autohtone. Alte domenii prioritare pentru reprezentanții Alianței Liberalilor și Democraților sunt învățământul, agricultura și infrastructura rutieră. A venit momentul în care privilegiile pe care le-am dat firmelor străine să înceteze și să acordăm prima atenție firmelor românești. Învățământul profesional a fost complet neglijat de 20 de ani încoace. Suntem tot noi, cei de la ALDE, promotorii sistemului de învățământ dual. Acest tip de învățământ va crea posibilitatea unei generații mai tinere să capete o meserie și sigur să poată să fie plătită la un alt salariu decât este plătit un muncitor necalificat. Agricultura este foarte importantă în viața județului. Vreau să aduc în atenție faptul că în anul 2016 nu s-a făcut nimic pentru ca agricultorii să fie ajutați. Dincolo de faptul că subvențiile s-au plătit foarte târziu, nu s-au realizat acele investiții absolut necesare. Aici, în Slatina, în județul Olt, cred că efectele unei autostrăzi care se lege Piteștiul de Craiova și-ar face simțite efectele. Sunt convins că cetățenii de aici și-ar dori, nu numai pentru partea de facilitate de transport, de turism, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a acestui județ. În urma alegerilor din 11 decembrie, conducerea ALDE speră ca 3 posturi de parlamentari să fie ocupate de candidații de la Olt.